Salutare, dragi prieteni! Astăzi noi realizăm poate una din cele mai importante lucrări la o casă energo-eficientă sau o casă pasivă, și anume termoizolarea fundației. În acest video o să vă explic pas cu pas cum noi, în mod corect, eficient și durabil, realizăm această lucrare. La noi lucrările sunt în toi, așa că să începem! Numai decât, din timp faceți calculele necesare și asigurați pe șantier tot volumul de termoizolație necesar pentru etapa respectivă. Plus cu o rezervă de vreo 5%, așa, ca să fiți siguri că vă ajung plăci. Pentru casa noastră pasivă, dar și pentru a arăta tuturor că e posibil și cu materialele ce se găsesc și la noi în țară, fundația am ales să o termoizolăm cu polistiren XPS extrudat Carbon Eco de la compania Tehnonicol. Plăcile la noi se găsesc cu grosimea de 10 cm, alte grosimi mai mari doar la comandă. Conductivitatea termică a acestor plăci este una foarte bună. Lambda are 0,034 W pe metru Kelvin. Vedem acest lucru și în fișele tehnice, dar și chiar pe eticheta produsului, unde sunt și alte informații utile. Principalele avantaje ale acestor plăci sunt că au rezistențe la compresiune foarte bune, rezistențe termice mari, ci că rezistă 50 de ani, ceea ce este foarte bine, au mărimi stabile, este rezistent la umiditate și apă, plăcile se montează foarte ușor, reprezentând în final practic un material foarte potrivit pentru fundații. Apropo, în Moldova, eu cumpăr de la importatorul Tehnoizol. Oferă prețuri personalizate și pot comanda produse de la producători care în magazine la noi încă nu sunt, ceea ce este foarte bine. Înainte de a începe, numai decât se controlează stratul suport să fie curat, uscat, fără grăsimi, praf și alte denivelări. Încercați cu mâna sau cu șervețelul să vedeți dacă mastica bituminoasă s-a întărit sau nu. Asta dacă ați aplicat o hidroizolație lichidă, care trebuie să se usuce. Urme nu trebuie să rămână. O termoizolație corectă începe în felul următor. Se ia placa fără spumă, fără adeziv și se premontează în locul ca și cum unde urmează să fie încleiată. Dacă trebuie, anumite porțiuni sunt tăiate. Se poate și cu un simplu ferestrău. Și ulterior, placa tăiată iar se așează în locul necesar pentru a se vedea dacă s-a tăiat cât trebuie. Acest lucru este foarte important, mai ales acolo unde sunt tuburi și țevi. Pentru a îmbunătăți aderența între placă, adeziv și stratul suport, noi plăcile le-am zgâriat la început, așa, cu linii. Numai decât, placa se curăță de particulele ce se desprind de pe ea după ce o zgâriați. Însă, ulterior, plăcile noi am ales să le zgâriem deja în felul următor, cu același ferestrău, cum vedem în imagini. Placa e deja zgâriată, însă principiul îl vedeți acum. Așa se zgârie toate plăcile pe ambele părți. Și după aceasta, pe placa de polistiren zgâriată se aplică adeziv bituminos. Este foarte important ca la fundații, acolo unde polistirenul pe durata sa de viață cel mai probabil va interacționa și cu apa, și chiar dacă apa poate nu influențează însăși polistirenul, poate influența însă adezivul sau spuma sau ce clei acolo folosiți. Și pentru a nu compromite încleierea acestora de stratul suport, adezivul dat la fel trebuie să fie rezistent la apă și să se combine atât cu polistirenul, dar și cu stratul suport, în cazul nostru cu mastica bituminoasă. Fapt pentru care, la fundații, eu recomand să se folosească adeziv bituminos. Acum, atenție! În fișele tehnice se zice că acest adeziv bituminos se aplică pe mămăligi. Acest lucru era posibil dacă noi peretele fundației doar îl gruntuiam, sau era hidrozolat cu vreo membrană bituminoasă, sau era un alt material. Însă, la noi, hidroizolația este cu mastică bituminoasă. Și eu, ținând minte că bitumul, dacă mai are în componența sa ceva solvent sau ceva de genul, poate în timp ușor mânca, să spun așa, polistirenul. Așa că am luat legătura cu cei de la Tehnoizol, compania de unde mă aprovizionez, le-am explicat îngrijorarea,
Ei au luat legătura cu alți tehnologi de pistihotare și, nu știu, au revenit practic a doua zi dimineața cu un răspuns. Pentru a fi siguri că mastica bituminoasă nu va influența niciodată polistirenul, dar și pentru a asigura o aderență sigură între polistiren și stratul suport, trebuie să aplicăm adezivul bituminos pe piapten, adică pe toată suprafața. Ceea ce am și făcut, însă consumul practic s-a dublat. Pentru o suprafață plus minus 40 de metri pătrați am folosit 4 căldări de genul dat. Noi, apropo, am început la 6 dimineața și cu latura care este scaldată de soare, continuând așa pentru a preveni ca masca bituminoasă să nu se înmoaie peste zi de la arșiță. Și apoi, se ia placa și se așează la locul ei, deja într-un mod plus minus obișnuit. Totuși, din start vă zic că este foarte greu să o așezați la locul ei. Adezivul bituminos, care are în componența sa bitum, când se aplică pe o suprafață hidroizolată cu mască bituminoasă, dar cred că și pe alte suprafețe, intră într-o fuziune atât de interesantă încât parcă sunt un tot întreg. Și plăcile date, dacă nu le miști și nu le ajustezi deodată, pe urmă este aproape imposibil. Apropo, nu uităm să controlăm planietatea plăcilor cu nivela. Adezivul bituminos pentru încleierea plăcilor de polistiren extrudat ce l-am folosit este mastica adeziv numărul 27 de la Tehnonicol. Chiar dacă producătorii zic că este gata de utilizare, doar deschide capacul și foc la ghete. De fapt, iată, ne uităm și în imaginile date, este greu să lucrezi cu acest material în starea lui inițială. Noi am realizat un mic șretelic și anume, pe baza experienței cu mastica bituminoasă, am improvizat un mic foc unde am încălzit acest adeziv bituminos, ca ulterior să fie mult mai ușor de aplicat. În practică, anumite plăci după câteva minute sau după câteva ore se pot un pic desprinde. Iar pentru a contracara acest fenomen și pentru a avea o fixare etanșă, mai ales că am folosit adeziv pe piapten, am pus stoici, cum se mai zice la noi, adică susțineri din lemn pentru a le susține în poziția inițială. Vedem astfel că datorită acestor pene și scânduri din lemn, care pot sta la locul lor fie câteva ore sau chiar o zi, depinde de caz, oferă practic cu garanția calității că plăcile date vor sta în poziția lor fără probleme. Și repetând acești pași, vedem că am finalizat un rând de jos și începem de la colț pe altul. Și iată, aceasta este situația la ora prânzului. Cineva are grijă și pune mastic bituminos adeziv de acesta pe plăci. Eu am grijă și le fac denivelările zâmțate potrivite pentru ca aderența să fie mai bună. Cineva are grijă și pune plăcile și le pune aceste pene stoici, cum mai zicem noi. Și cam așa, de la 6-7 dimineața am făcut o latură, două latură și jumătate. Pare simplu, însă nu este deloc așa. Ok, după pauză continuăm. După masă am dat bătaie și am finalizat toate cele patru laturi. Iată cam așa arată fundația noastră izolată cu 10 cm grosime. Cum noi avem de termoizolat 20 cm, începând cu latura cu care am început pentru a pune plăcile ulterioare, am început să scoatem susținerile care ne-au servit de dimineață și până după masă. Între primul strat de 10 cm polistiren deja aplicat pe fundație și al doilea strat de 10 cm de polistiren, noi deja am folosit clay spumă. Am folosit anume spumă aici, deoarece între două plăci polimerice, fixarea cu spumă este una practic incredibilă. Aplicarea spumii se face numai decât pe contur, cam vreo 2-3 cm de la margine, linii sau fâșii de circa 3 cm lățime de spumă, și așa încetșor cu pistoletul pentru spumă, o aplicăm și de asemenea nu uităm în mijloc, îi mai puteți face o linie fie în lungime, fie două sau trei linii în lățime, cum vedem de exemplu acum. Alții mai fac câteva mămălici la mijloc. Și acum, mare atenție, trebuie numai decât să așteptați 5-8 minute înainte să aplicați placa respectivă peste stratul suport.
Fiind cald și peste 30-35 de grade, noi am așteptat circa 5 minute. Însă dacă ai mai fric, se poate aștepta 7-8 minute sau chiar 10. Și se ia placa potrivită după controlările anterioare, mai ales să coincidă laturile și buzile laterale, și se așează la locul ei. Când se așează, ea numai decât se ajustează, se bate dacă necesar în diferite locuri, se mai apasă pentru ca să fie fixată anume în locul unde este necesar. Nu mai sus, nu mai jos, nu mai într-o parte și fără să iasă la exterior. Vedem că sunt mai multe tipuri de mișcări, principalul să o așezați etanș și corect. Și apropo, noi, al doilea rând, am hotărât ca plăcile date să le aplicăm vertical, nu orizontal ca și primul rând. Așa se mai estupă rosturile, se mai minimalizează pierderile termice prin acele rosturi, dar și placa dată va ține oarecum plăcile anterioare într-o singură poziție. Pentru încleierea acestor plăci, noi am folosit clei spumă de la compania Tehnonicol. Se denumește Professional 500, ce este o spumă poliuretanică adezivă universală cu grad redus de expandare. Foarte important. Și iată, aceasta este situația seara. Din păcate, am reușit să termoizolăm doar latura respectivă. Doar latura respectivă, deoarece s-a făcut deja 6 seara și noi împreună cu băieții de la 6 dimineața, practic 12 ore, ne tot muncim cu a face o termoizolare a fundației de calitate. Ori dacă vrei calitate, atenția la detalii costă mult timp și noi asta și facem. Suntem atenți la toate detaliile, punem și pene, scânduri, stoci, cum se mai zic la noi, ca să țină primul rând după asta, să țină doilea rând după cum vedeți. Deci noi avem grijă ca polistirenul să nu expandeze spuma respectivă care a fost pusă între plăci sau să nu se miște, sau, mă rog, atenția la detalii costă timp și iată de ce noi nu am reușit azi să facem, chiar dacă ne-am dorit-o. O să o continuăm această lucrare mâine. Preconizez că unii vor zice că, uite, o casă pasivă trebuia termoizolată și talpa și subtalpa și tot. Eu am, uite, un așa răspuns. Măi băieți, mai informați-vă, mai studiați, nu vă luați după un articol sau video citit sau vizionat nu știu unde. Chiar și în ghidurile de la Passive House Institute se zice că în sol, să termoizolezi mai jos de un metru adâncime, începe încet, încet să-și piardă rostul. În sol sunt alte temperaturi și altfel se calculează și funcționează pierderile și punțile termice. Noi am făcut toate calculele necesare și am trecut și precertificarea de casă pasivă premium, anume cu o grosime de 20 cm și aplicată anume așa. Eu unde obște inițial am avut în proiect 30 cm la exterior și 5 cm la interiorul fundației. Însă și certificatorul de case pasive cu experiența voastră ne-a sugerat să recalculăm fundația cu doar 20 cm și doar la exterior. Și ce să vezi? Diferența de pierdere de căldură era atât de mică încât intram oricum în parametri necesari. Așa că totul ține de fiecare caz în parte. A doua zi de dimineață, pe latura care deja a fost finalizată termoizolarea, se iau susținerile din lemn care le-am pus și pentru stratul 2 de termoizolare și pe latura a doua deja se continuă termoizolarea ca în final să avem 20 cm grosime. Încet, încet s-a finalizat și latura a doua și încet, încet se continuă și cu latura a treia, unde deja au continuat alți băieți, primii s-au apucat din urmă cu hidroizolarea a doua. Ce îmi place mie la plăcile date este că ele din start au buze de 2 cm, care din start reduc șansele ca prin rosturile existente să se piardă ceva căldură. Și încă cu suprapunere, vedem că până la exterior e care lungă prin acele rosturi. Iată așa arată și latura a treia termoizolată. Vedem că din urmă ne ajunge masa de șpaclu, ce face parte din sistemul de hidroizolare de peste polistiren despre care va fi video viitor. Și iată așa arată și latura a patra, la fel cu susțineri în locurile unde este necesar. În zonele unde polistirenul este deasupra cotei pământului, deci va face parte din zona socului arian, să zic așa, acolo se permite să folosim dibluri pentru fixare. Aceste dibluri se pun foarte ușor,
cu un perforator, se face gaura, se introduce dibluri în interior și fie se bate cuiul, dacă aveți dibluri cu cui în beton, sau în cazul nostru, noi având șurub, acel șurub se înșurubează înăuntru. Din cauza că aparatul de înșurubat nu ajungea până la capăt, am cumpărat un adaptor și o, nu știu cum se zic, la noi se spune nasatcă, pentru șurubul dat. De asemenea, captele de plastic a dibluri le-am tăiat. Noi am comandat de 275 de mm, cu gândul să folosim și la BCA și la beton, însă aici la beton trebuia doar 250. Nu e mare problema, cu un cuțitaș ele foarte ușor se taie cât avem nevoie. Și apropo, așa arată șurubul din componența acestui diblu, fiind un șurub cam lung. Dibluri atât de lungi am găsit la Baumit. Dibluri care au fost lăudate de muncitori, ci că cu atât de bune și integre încă nu au lucrat. Și ulterior deja noi venim cu masa de șpaclu și hidroizolația peste aceste plăci de polistiren, pentru ca în primul rând să avem două bariere de hidroizolare a fundației, dar și pentru a proteja polistirenul nostru. Deja despre aceste lucrări vă vom povesti în video următor. Pe curând!